Apa este principala sursă de viață, iar astăzi în lume peste 750 de milioane de oameni nu au acces la apă potabilă și alte 1,6 milioane de oameni duc lipsă totală de apă. Dar și sute de mii de români au probleme cu apa. Unii se îmbolnăvesc grav pentru că beau una infestată. Însă, un făgărășan osirian este pe cale să rezolve această problemă a apei potabile. Am dezvoltat un proiect de potabilizare a apei, este un filtru care putem să-l instalăm oriunde în lume și putem să, din orice fel de apă necurată, putem să o facem curată și bună de băut. Născut în România din tată sirian și mamă făgărășancă, Khaled Almezayen este doctor farmacist cu specialitate în farmacia industrială și managementul industriei sănătății. Copilăria și-a petrecut în Făgăraș, pe strada Libertății, până la vârsta de 5 ani. După Revoluție a plecat cu părinții în Franța, iar de acolo în Siria. Însă n-a uitat niciodată locul copilăriei și a revenit cu drag acasă la bunica de pe strada Libertății în fiecare an în vacanțe. Din Siria s-a mutat în Franța în 2003, unde a făcut facultatea de medicină și farmacie, iar apoi doctoratul la Toulouse. În 2013 a revenit în România și s-a stabilit în Sibiu, unde a început să investească în domeniul cercetării. Khaled, împreună cu un grup de tineri cercetători, a inventat un aparat care purifică apa și o transformă în apă potabilă, bună de consum, care probabil va salva miliarde de vieți. Proiectul este finalizat, am început comercializarea produsului și am început să îl instalăm și în România, dar și în străinătate, în Maroc, în India, în Madagascar. Prima dată a fost în Cornățel, da. Prima dată a fost în Cornățel și acum am și făcut în Brădeni, tot în județul Sibiu. Cercetătorii vor apela la crowdfunding pentru a face rost de banii necesari pentru fabricarea în serie a acestor filtre, care vor fi donate unor fundații preocupate de protecția mediului. Fiecare filtru poate deservi grupuri cuprinse între 500 și 5.000 de persoane. Participăm la un concurs care se cheamă Shivas the Venture și suntem în finala României. Cu votul publicului putem să câștigăm și să intrăm la concursul internațional și să reprezentăm România la nivelul internațional. Și ce înseamnă acest concurs? Și bani? Înseamnă și bani. Finanțare pentru sistemele, putem să instalăm sisteme unde este nevoie în România, dar și în străinătate. Așadar, făgărășenii și nu numai sunt invitați să intre pe site-ul concursului Chivas de Venture și să voteze acest proiect, iar cu siguranță că dacă va ieși câștigător, proiectul va schimba miliarde de vieți.